te omor, mă, de mine. Din episoadele anterioare. Te omor! Tactica necinstită l-a ajutat pe Daniel să câștige duelul cu Mădălin. Tânărul a fost dus la spital în stare gravă și pentru a supraviețui are nevoie de un transplant. Mai trăiești? Bună, Ioana! Investigațiile făcute de Adrian privitoare la micuța Maia au dus la concluzia că aceasta nu e fata Ioanei, dar tânăra mamă se încăpățânează să creadă contrariul. Știți, eu am atașat foarte mult de Maia și aș vrea să o mai revăd dacă se poate și în cazul în care nu aveți cu cine să o lăsați, pot să am eu grijă de ea oricând. Cu ajutorul unor leacuri un pic dubioase, Didi și-a amintit unde se află biletul de loto Buclucaș. Acesta s-a dovedit a fi într-adevăr câștigător, doar că al unui premiu mult mai modest. În schimb, se pare că milioanele se află pe un alt bilet aflat în posesia lui Taur. Aleu, mama! Ce mamă? Ce mamă? Au, Taur! L-am împușcat pe Mădălin, fiul tău iubit. Damian este în viață și a fost ținut prizonier de propriul său fiu. Da! Nu mai ești fiul meu, nenorocitule. A reușit să scape însă după ce acesta i-a transmis o veste cumplită. La spital a fost întâmpinat cu uimire, dar și cu speranță. Cu toții cred că este un donator compatibil pentru transplantul de care are nevoie Mădălin. Din păcate, nu ești compatibil cu fiul tău. Nu se poate. Daniel, numai el este compatibil cu Mădălin. Zeul norocului l-a desemnat pe Tauru, marele câștigător al extragerii la loto. Tânărul multimilionar este tratat de către ai săi pe măsura noului său statut financiar. Și mai lipsește acum o cafea, ce-și bea o cafea acum? Ce-și bea o cafea? Ar fi bună o cafea! Și cum vreți să fie cafeaua aia? Blondă, neagră, mai tare, mai slabă, mai... Am impresia că mai e la mișto. Cum o beau de obicei? Scurtă, da? Două lingurițe de zahăr rase, să nu fie mai mult, da? Când ne supărăm pormă și schimbăm foaia. Ce culoare? Spune tu, mamă, neagră. Neagră. Și vreau și eu una mică și cu caimac. Dacă vrei cu amoniac, tu. Dar cum vorbești cu mămica? Că n-am înțeles. Am spus cu frișcă, fără frișcă. Proaspătă. Acum mă duc să o bat. Bate-o! Băi, tu ce faci cu ăsta aici, băi? Băi, mamă! Păi, filmez să fac un reality show, să-l pun pe net. Ce reality show, mă, ce? O să fii vedetă! Lasă-mă, aia, închide-mă aparatul ăla! Că nu mergi cu prostii de-astea! Bre, te rog eu, termină și mă atac cu coabele astea! Bă, eu sunt milionar și gata, te rog eu frumos! Și gata? Ești milionar? Uite, în cărțile mele n-ai ieșit că ești milionar! Ei, uite să că știi. Și să știi că banii, așa cum vine mamă, așa și se duce banii, da? Așa cum te duci, mata, vrei după ia ca eu mă duc aici. Și mă întorc aici, așa. Auzi, lasă pe mama chișea bătrână, și a... Nu băga în seamă că, de exemplu, eu pot să fiu consilierul tău. Adică eu își gestionez banii și îi mai și înmulțim. Doamne, doamne, ce mă toare și capul. Adică nu pot să... Nu mai pot de cap, vă rog eu frumos, sunteți prea mult și sunteți stați pe cap. N-am și niște bodyguards aici competenți să-și facă treaba, să-i scoată pe milogii ăștia din casa mea.
Dacă vrei, uite, pot să fiu eu bodyguardul tău. Uită-te la mine ce corp de sumo am. Da chiar, da chiar. Îmi luați aerul, vă rog frumos. Știți la ce mă gândeam? Mă gândeam, dacă toți suntem aici cu toți, să dăm o petrecere așa, da, în cinstea mea. Bineînțeles, nu? Hai, discută-te. Nu? Da, mamă, mică! Șt! Dar cu ce bani, măi, mamă? Păi, mămică, ne va spune consilierul meu imediat. Ia spune consiliere. Dar bineînțeles, pentru că această schemă de bătaie este următoarea. O să apelăm la bancherul nostru oficial, la mămica mea, doamna Cometă, și totul se va rezolva. Ați văzut? Mămică! Ironia sorții face ca singurul donator compatibil cu Mădălin să fie chiar cel care l-a împușcat. Valeria și Damian sunt pur și simplu disperați. Din păcate, starea lui Mădălin se înrăutățește de la o oră la alta. Dacă nu-l convingi pe Daniel să facă transplantul, șansele lui de supraviețuire sunt minime. Bine, mă anunțați când îl convingeți, da? Da. Mădălin are nevoie de Daniel pentru transplant. Dumnezeul! Băiatul meu înseamnă că e condamnat la moarte. Nu vorbi așa, Valeria. Este și fiul meu și am să fac orice ca să-l salvez. Dar cum să vorbesc? Viața fiului meu depinde de un act de milă din partea unui om care vrea să-l omoare. Daniel o să accepte, crede-mă. Tu te auzi ce spui? Cum o să accepte? Îți jur că Mădălin o să trăiască. Fac orice pentru el. Ajută-mă, Doamne. Ajută-mă, Doamne, ca Daniel să fie de acord. Ioana e total absorbită de rolul de dădacă. Tânăra habar n-are de drama prin care trec marișii în aceste momente. Și morcov. Morcov? Da. E mult morcov sau mai puțin? Puțin. Puțin, uite, punem puțin morcov. Iată. Ta-ra-ra-ra! Ia uite. Gata. Gata? Da. Într-o zi o să fie o mamă foarte bună, Ioana. Ce cauți aici? Mădălin este grav bolnav în spital. Poftim? Ce s-a întâmplat? Asta e tot ce știu. Ceilalți sunt acolo. Știam că ții la Mădălin și mă gândeam că ai vrea să știi. Da. Îmi pare foarte rău pentru el. Mădălin nu merită să îi se întâmple nimic rău. Nu mergi tu acolo? Nu. Nu, n-am de gând să merg. Mădălin are nevoie de familia lui, are nevoie de Andrei, are nevoie de mama lui. Dacă merg, nu fac decât să creez tensiuni inutile. Ești atât de bună. Te gândești întotdeauna la alții și niciodată la tine. Și nu înțeleg eu de ce nu ești deja acolo. În fond și la urma urmei sunt convinsă că Andrei ar aprecia foarte mult gestul tău. Ioana, am greșit și ți-am recunoscut, dar eu niciodată nu ți l-aș lua pe Andrei. Te rog frumos să pleci. Îmi creezi o stare neplăcută și nu vreau să fiu supărată lângă Maia. V-am văzut de departe și păreți o familie. Nu. Nu suntem o familie. Maia este doar un copil care are nevoie de mine. Atât. Nu este fetița mea. Auzind ce i s-a întâmplat lui Mădălin, Andrei a uitat de vechile lor certuri și a venit să-l viziteze. Informațiile primite de la doctor n-au făcut însă decât să-l îngrijoreze și mai mult. Unde sunt? Mădă, stai liniștit. Ești la spital, nu te agita, stai acolo liniștit. Ce s-a întâmplat? Ai fost împușcat. Nature, cât de grea vie. Mădă, mai întâi răspunde la o întrebare. Îți amintești ceva? Îți auci aminte ceva din ceea ce s-a întâmplat? Acum încep să-mi aduc aminte. Ajutați-mă să mă ridic, vă rog. Mădălin, ascultă-mă, te rog. Mădălin. Doctore, te rog eu frumos, fii sincer. Și spune-mi cât de grav e. O să mor? Glonțul ți-a distrus ficatul. Poftim? Nu, numai doi lobi. Mădă, nu o să mori. Mădă, ascultă-mă aici. Nu o să mori, dar este foarte grav și ai nevoie de un transplant. Nu de ficatul întreg, ci numai de un lob. Am totuși o veste bună pentru tine. S-a găsit o persoană compatibilă cu tine. Foarte frumos.
frumos, nu-i spuneți absolut nimic momentan. Bine, dar este datoria mea să informez pacientul. Bine, și este datoria mea ca frate al lui să-l protejez. Dacă Mădălin o să afle că e vorba de Daniel, o să facă foarte urât și nu o să accepte transplantul. Andrei, crede-mă că o să fie mult mai bine pentru moralul lui. Alo, fetele, sunt și eu aici în cabinet. Vorbiți și cu mine. Nu-i spuneți nimic acum, rămâne între noi, să mergem afară să vorbim. Mă, da, vezi că noi mergem până afară să vorbim și stai acolo liniștit că o să fie totul bine. Zuleia este de nerecunoscut. A pierdut tot ce avea mai drag și asta datorită fiului ei pe care l-a iubit și în care a avut încredere. Adu-mi un ceai. Imediat. Nu. Nu. Mai bine adu-mi o cafea tare ca în deșert. Cum doriți. Nu am reușit nici până acum să dau de Daniel. Pune oamenii să-l caute și să-l aduc aici. Bine. Nu. Nu pleca. Stai cu mine. Dacă rămân singură, nebunesc. Nu o să plec. Nici nu știu pe care să plâng mai întâi. Amândouă au fost fetele tale. Știi? Cât am stat în spital, am tot gândit cine e de vină. Și mi-am dat seama că eu sunt de vină pentru tot. Nu este adevărat. Nu te poți condamna pentru ceea ce fac ceilalți. Ba da. Ba da. Trebuia să-mi dau seama că Daniel este o bombă cu ceas gata să explodeze. Așa a fost întotdeauna, Daniel. Da. Nimeni nu l-a amăgit cu putere așa cum l-am amăgit eu. Și în plus, serul pe care i l-am administrat. Și eu am luat ser. Și în afară de memorie, nu cred că s-a schimbat altceva la mine. Chiar și ție ți-a fost administrat ser. Trebuia să-l las în fruntea organizației. Poate așa se liniștea și nu-mi umora amândouă fetele. Dar el tot timpul este așa, tot timpul este impulsiv, coleric. Acum am rămas singură. Nu mai am pe nimeni. Ce cauți aici? Bună, mama. Cum te simți? Tauru are de cheltuit 5 milioane de euro. Noul erou al familiei Mamiron și-a dat frâul liber imaginației. Te scoate, mamă, ochelarii ăia, Tauri, că se schimbă vremea, mă, și știurât cu ei. Bă, brembolaj, n-ai văzut cum se poartă la trezor, dă ăștia cul așa. Cum o stă prin? Și dacă se poartă, mamă, ce dea tu cu ochii tăi frumoși? Ce-i drecu? Vrei tăi așa cum ești acum îmbrăcat? Ești să mori eu dacă nu ești, te place bărbați. Dar lasă-l, Brem, pace, să-și trăiască și el viața, că e tânăr, de ce te bagi? Uite așa cum arată îmbrăcat, e ca un cocalar, să mor eu, să moră familia mea. Gata, băiatul meu, gata, sunt al tău noapte și zi, zi și noapte. Hai zi, Brem, și tu ce vrei? Ești iubirea vieții mele. Hai zi, ce vrei? Mi-am dat demisia de la primărie. Ce ai făcut? Mi-am dat demisia de la primărie ca să stau cu tine noapte și zi.
ca să stau cu tine exact cum stau ăia la televizor, tată și fiu. Aolo, dar până acum n-ai mai stat, bre, păi și cu ce bani trăiești? Ia, te întreb și eu. Pe mai tăi, cuțule, dână, atâția bani care ești tu, îmi dai și mie ceva de o pensie lungă, frumoasă. Mai mă gândesc, bre, mai mă gândesc, dacă ești, bre, dacă te comporți cu minte și o iubești pe mama așa cum am vrut eu, poate. Mă, bă, bre, dar comportat, m-am comportat cu minte. Nu pot să spun nu, dar fii atent, îți propun altceva. Eu mă căsătoresc cu măta din nou. Așa, o iau pe măta din nou de nevastă. Și tu, și tu faci parte cu mine la avere. Bravo, ia! Vă spun, măi, mamă, mă, că până la urmă ți s-a îndeplinit visul. Nebună! Bravo, mă! Frumos așa! Pe mine mă lași borțoasă pentru ce, mă? Pentru banii lui Fitu sau pentru boccii asta? Stai, păi, pentru bani! Da! Pentru bani atâta! Pentru bani! Da? E, lasă că vedem noi! Da, unde vă duceți? Cu nebunii ăștia, băi, bă... Bă, da, tate, ce, unde vă duceți? Unde ne duce? Mă duc cu sora mea până oraș, până centru, să-și așa de îmbrăcată, iau și eu ei că n-am mai ieșit de mult, mă duc și eu, nu mai, n-am chef de, vreau să... Să, mintea mea să stea limpede, da? Du-te, mamă! Pa, mamă, mamă, să aveți grijă! Mua! Tu ce mai vrei, mă? Ce caute aici? Păi, am venit să mă dau și o mare acum că tot sunt noul primar. Ah, apropo, îți mulțumesc că ți-ai dat demisia. Mă jur, să moară băiatul meu, tau. Și mă jur pe ea, părerea la care mi-a tăiat calea la nuntă, Cioșoiu, a venit Cioșoiu și mi-a tăiat calea. Aha. Că ține-mi de ignor, că ține-mi de delete, că ține-mi de afară de lista de... Știi tu ce? Scrie cu albastru. Îi sparg, eu mor. Da, apropo de iepurele ăla. Ei. Așa se simțea? Bă! Bă! Radu Maris, noul primar. Daniel se comportă de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Cum mi-ai zis? Mamă? Te rog frumos, te liniștești, mamă. Eu nu pot fi mama unui monstru care mi-a ucis fata și a făcut să-mi pierd copilul nenăscut. Iartă-mă. Poftim? Doar atât poți să spui? Iartă-mă. Vrei să cad în genunchi să-mi ceri iertare? O fac și pe asta. Dar știi bine că nu sunt omul care se milogească. Îți spun cu sinceritate. Iartă-mă. Nu am vrut să se întâmple asta. Dacă vrei să mă omori, ia mai bine pistolul meu. De ce îmi dai pistolul tău? Pentru că este pistolul cu care am omorât-o pe Sunia. De ce? De ce ai făcut asta? Tot ce am făcut a fost să te protejez pe tine. Cum? Cum ai putut să faci asta? Sunia era fata mea și sora ta. Sunia a venit să te omoare. Și nu am crezut că ți-a spus adevărul. De ce nu ai ascultat când ți-am spus să-i dai drumul? Pentru că tu ai fost singura care a avut încredere în mine. Daniel s-a folosit de mine toată viața mea. Tu ai fost singura care m-a lăsat să fiu eu, Daniel. Da. Dar eu n-am vrut să te transformi într-un monstru care să-și omoare țara fără niciun pic de regret. Mamă, îmi pare rău. Așa am crezut că trebuie să fie un lider, un șef. Fără inimă și fără resentimente. Eu m-am încurcat cu soarta. Nu pot. Nu pot să-mi pierd încă un copil. Știam eu că nu o să fie în stare să o faci. Nu
Ioana a și uitat de discuția de mai devreme cu Andreea. Din nefericire, starea ei de bună dispoziție nu va dura prea mult. Gata, gata, Doamne, ce febră ai! Nu mi-am dat seama, iartă-mă! Nu să mergem noi acasă și să fie bine! Gata, 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 iubita mea! O, Doamne, o, Doamne! O, Doamne, o, Doamne, gata, o să fie bine, o să vezi! Iubita mea! O, Doamne! Gata, 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 o să fie bine! Mamă, te rog frumos, explică-i și domnului doctor să nu mai dea atât de multe informații și să-l mai țină gura. Marișii își închipuie că Mădălin doarme, altfel n-ar face imprudența de a discuta de față cu el. Se pare însă că sedativul care i-a fost administrat tânărului nu are efectul scontat. Ia hai răsunăm puțin logic. Cum credeți voi că va reacționa Mădălin în momentul în care va afla că viața lui, deci viața lui, depinde de omul pe care el urăște cel mai mult pe această planetă, de Daniel? Da? Și în plus de asta, cât de mult urăște Daniel Mădălin? Fratele meu este un om mult prea mândru. Niciodată nu ar accepta așa ceva, nu ar accepta să se umilească în halul ăsta. Doctore, chiar dacă nu-mi place să recunosc, Andrei până la urmă spune adevărul. Nici nu știm dacă Damian va reuși să-l convingă pe Daniel să facă transplantul. Eu sunt convins că va reuși. Am văzut disperarea de tată în ochii lui. Și Mădălin are nevoie strictă de această speranță ca să poată lupta pentru viața lui. Știți ce? Ar fi mai bine să ieșim afară să vorbim. Să-mi spune cineva că este un coșmar. Nu pot să stau aici și să aștept mila lui Daniel. Nenorocitura să salveze viața, mai bine prefer să mor. Îngrijorată de starea Maiei, Ioana a adus-o pe fetiță acasă la Mariș. Având experiență de asistentă medicală, tânăra știe exact ce trebuie să facă în astfel de situații. Of, Doamne, a trecut o oră. De când ți-am dat medicamentul ăsta, ți-a mai scăzut puțin febra. Nu avem voie să ne dăm jos, că suntem în șosețele, mami. Da, în schimb ne jucăm cu prințesa aici și cu regina. Dar hai să stăm jos puțin, că încă mai avem febra, așa. Încă mai avem, chiar dacă ne-a scăzut, ea mai este. Da? Bună, Ioana. Bună. Cum e, Maia? Oh, am reușit să o liniștesc de câteva minute. Slavă Domnului, i-a mai scăzut și febra puțin. E mai bine. Sincer, m-am speriat îngrozitor că m-ai sunat. N-ai de ce. Să știi că am vorbit cu medicul meu de familie, mi-a spus ce medicament să-i dau și se pare că este vorba de o viroză, dar nu e nimic grav. Ioana, îți mulțumesc foarte mult că ai grijă de Maia. N-ai pentru ce să mulțumești. Eu țin la Maia ca la fetița mea. Unde este băiatul meu, Mădălin? Crezând că Mădălin doarme, Valeria și Andrei au fost până acasă să se schimbe. Celor doi nici prin cap nu le trece că acesta ar fi putut pleca pe picioarele lui. Păi ce s-a întâmplat? Era aici, l-ați luat cumva? Cum și unde luăm este? Cum să luăm noi dacă noi te-am întrebat unde e? Nu, asta e... Paza! Paza! Alo, Capone? Te rog frumos, vină înapoi repede la spital pentru că Mădălina de spore, trebuie să-l găsim neapărat. Bine, hai, mersi, vină repede, te rog. Alo, Adrian, te rog, eu vină urgent la ceva? Spital. Nu știu ce a pățit Mădălin, ori a fugit, ori l-a răpit cineva. Te rog. Se pare că un agent de pază l-a văzut ieșind pe poartă. Păi asta înseamnă că a fugit, de unde s-o fi dus? Nu știu, dar dacă nu-l găsiți în câteva ore, șansele lui de supraviețuire sunt zero. Thank you.
Aristotela este ființa la care taurul ține cel mai mult, iar impozabila doamnă e, la rândul său, cum nu se poate mai mândră de băiatul ei multimilionar. Auzi, bre, fază, auziți aici? Ia, mamă. Am fost să cumpăr apă, de-aia de beau toți ăștia fotbaliștii, de-aia mică, vițel, de-aia. Nu știu, mamă, de-asta. I-am dat o bagnotă de-aia de 500 de mii. Așa. Bre, nu mai știu cum să fac ăla, trebuia tu să vezi ce față avea. I-am dat peste una să ia, bă, 500 de mii. Bravo, mamă, așa, umilește-i, să vadă cine are banii grei pe el, mă. Da? Unui taur. Păi da, o, ce lanț ai frumosul, mama. Cum îți stă, bre? Așa de bine? Da. Eu te-l mă putac. Tu ce faci, mă, cu găina aia? O bagi la ciulama sau o mănânci cu tocul fulgi? Tu nu știi ce e în trend acum? Asta e la modă, mă! Unii are căței, unii are pisici. Eu am găină, mă, să mai originală. Ce originală, fă? Yeah. Toată lumea are găină, fă, dacă vrea. Uite, găină. Uite, vezi, și maică ta are gusturi fine. Uite, are pe crezantema, uite. Na. Uite, fă, crezantema mea se compară cu amărăciunea ta. E moartă, fă! Galiana, te rog frumos! E jumătate moartă, Galiana! Fă. Uite că nu e moartă, Giuțurica! Fiule, mi-am dat seama că tu poți fi un rege mai bun decât mine. Vrei, când ziceam, nu credeai că sunt regi. Ia! Ce-i, vrei, Costa? Ce faci? Ce vrei, adică... Eh. O să fiu... Nu, mamă, o să fiu rege? Nu pot să... Mă... A, ce frumos e! Pune puțin corona jos. De ce, mă? Păi stai bine, nu să rege. Pune corona jos. E super. Mai e o mică problemă. Te costă 1.000.000 de euro. Un milion de ce, bre, de euro? Euli. Bre, e nebunit? Cum să dau, bre, 1.000.000 de euro pe coroană? Să fiu rege. Bre! Mi-am dat seama că toți oamenii care sunt sub aripa ta vor trăi bine. Cum un rege tânăr, bogat, cum ești tu, nu da cu piciorul. Bre, banii ăștia să fac greu. Cum să dau în viața mea, n-am cum să dau 1.000.000 de euro. Păi mai bine dau 1.000.000 să fiu președinte. Da, dar mai rămâi cu 4.000.000. Cu 4.000.000 mai rămâi dacă îmi dai mie 1.000.000. Lasă, bre, să rămân cu 5. Ce mă bravo. Hai, mamă, să mergem. Haide, mamă, hai, Galiana. Hai să te plimbe, mama. Hai, Galiana. Ia uite, Galiana. Bre, avem nițică treabă, mergem și noi pe mall, mergem. Hai, aveți grijă acolo, hai, sorbe. Hai, mamă, hai cu Galiana, că ăla e dus cu capul. Hai, sorbe. Auzi, mă, Iani. Ce fă? Bă, lui taurul ăsta-i trebuie o lecție, mă, să învețe minte. Bă, tu știi ce hal m-a umilit ăsta pe mine? I-am zis că te părăsesc pe tine să-l iau pe el de bărbat și mi-a râs în nas. Adică ce, eu n-am față de el sau cum? Nu mai râde, mă! Și cum stăteam să mă gândesc, așa mi-a venit o idee. Excelentă idee! Ce idee? Ce-ar fi să iei tu pe papagalia doi, pe Ionu și pe Radu și să răpiți pe taurul? Ce să facem, fă? Să răpiți pe taurul și să cereți răscumpărare. Hai că idee bună. A? Nu să accept ca Daniel să-mi salveze viața? Niciodată. Deși se află într-o stare extrem de gravă, Mădălina a decis să părăsească spitalul. Pur și simplu nu-și mai dorește să fie salvat. Mădăline! Mădăline, ce faci aici? Toată familia te caută disperată. Mama ta a crezut că ai murit și că ai ajuns la morgă. Capone, tu mi-ai zis ce vor să-mi facă mie ăștia? Ascultă-mă puțin, asta e singura ta șansă. Șansă să ce, Capone? Șansă să... Las pe Daniel să salveze viața? Asta e șansa mea? Calmează-te. Oare sunt singurul care vede toată ironia? Întreabă asta. Să fac pact cu diavolul, nu? Nu este nicio ironie aici, tu nu înțelegi? Daniel este singurul care te poate ajuta să supraviețuiești. Poate asta va rupe în sfârșit dușmania dintre voi doi. Sunteți frați până la urmă, Mădăline. Auzi, mă, Capone. Tu dacă ai fi locul meu și știi că viața te depinde de persoana pe care o urăști cel mai mult pe lumea asta și la rândul ei te urăște, ai fi acceptat? Știam eu, Capone, că nici tu n-ai fi acceptat. Nu aș fi acceptat pentru că nu sunt în situația ta. Nu sunt la limită. Nu contează, Capone. Eu nu vreau să mai lupt cu nimeni. Nu vreau să mă aud de la capăt cu ura asta. Ascultă-mă, ascultă-mă bine, nu te lăsa, Mădăline. Trebuie să lupți. Pentru
Alice Capone. Sunia a murit. Eu pe ea am pierdut-o pentru totdeauna. Madalin! Madalin! Ajutor! Să mă ajute cineva! Madalin! Mă dă! Stai, ține-l că sună salvare. Hai, mai repede! Mai repede! Ioana știa de la Andreea doar că Madalin este bolnav. Tânăra abia acum află despre dramatica situație în care se află acesta. Las că se până la urmă. Slavă Domnului! Ai vorbit cu doctorul și s-a uitat peste analizele mele? Și ești sigură că nu pot să-i donez o bucată din ficat? Pare foarte rău. Dacă aveți nevoie de ceva, să știți că vin cât pot de repede. Doar să-mi spuneți și... Bine, Valeria. Ok. Să știi că o să mă rog pentru Madalin. Pa. Dacă vrei să pleci, înțeleg. Nu. Te-ai liniștit. De fapt, cumnatul meu este foarte bolnav. Din păcate, nu pot să fac nimic pentru el. În schimb, pe voi pot să vă ajut. Nu înțeleg. Păi, tu ești foarte ocupată de ziua, ești acolo la primărie și mai are nevoie de cineva, nu? Să o îngrijească. Așa că m-am gândit că dacă tot ne înțelegem atât de bine, aș putea să fiu eu persoana care are grijă de ea. Nu cumva o folosești pe Maia ca înlocuitor pentru fetița ta pierdută? Oricum, povestea ta o știe tot satul. Și e normal să mă interesez de tine atât timp cât o las în grijă ta. Da, ai și tu dreptate. Dar să știi că... Nu știu cum să-ți spun. Eu sufăr foarte mult după Andreea în continuare și știu asta și nu neg. Ideea este că Maia este fetița ta și nu o să amestec lucrurile, să știi. Ce pot să zic? Maia întotdeauna a avut și va avea nevoie de o prezență feminină în preajma ei. Deci ne-am înțeles. În cazul ăsta, eu o să am grijă de Maia, o să o iubesc foarte mult, o să o îngrijesc și o să fie... Exact, foarte fericită. Madalin a fost găsit la timp și internat în regim de urgență. Dar viața curajosului tânăr atârnă de un fir de păr. Doctore, vreau să-mi văd băiatul. Din păcate, acum nu se poate. Are nevoie să se liniștească. Ce s-a întâmplat? Dacă Sorin și Capone nu l-ar fi resuscitat, Madalin ar fi fost mort acum. Dumnezeule, chiar atât de grav e? Da. Ficatul lui nu mai face față și faptul că a fugit din spital nu i-a făcut bine deloc. Deci totul depinde de un transplant? Din păcate, da. Situația este destul de critică. Ce știți despre Daniel? L-a găsit? Acum am vorbit și încă îl caută pe Daniel. Nu e nicăieri. Și dacă nu-l va convinge pe Daniel? Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu, la bunul Dumnezeu. Trebuie să se întâmple un miracol. Ascultă-mă, dacă vorbești cu Damian, dacă e legătura cu el, spune că situația este foarte gravă. O să-i spun. N-am vrut să-i sperii și pe ceilalți, dar ție pot să-ți spun. Ce nume? Din păcate, Madalin mai are doar câteva ore de trăit. Poftim? Da. Situația lui este destul de gravă și se înrăutățește dintr-o clipă în alta. Acum este sedat, dar dacă nu îi se face transplantul la timp, va muri. Daniel triumfă. S-a prefăcut că îi pare rău pentru crimele înfăptuite, iar Zuleia i-a cruțat viața. Știam că ești aici, trebuie să stăm de vorbă. Căuți aici? Păi să mor și odată cu tine dacă află Zuleia că am încelat-o, o să mă omoare. E ceva foarte important. Important decât viața ta? Da, e mai important decât viața mea. Sper să merite. Fratele tău, Madalin, este pe moarte și tu ești responsabil pentru asta. N-a murit? Cum? E pe moarte? Dane, repet, tu ești responsabil pentru asta. Dacă ești responsabil pentru asta, înseamnă că tot am făcut ceva bine. Și ai zis că sunt vinovat. Vinovat! E meritul meu. Și vestea asta merită tot riscul. Îți mulțumesc că ai venit personal să-mi spui asta. Dane, are nevoie de transplant de ficat. Doar o parte... Să aștepte, tată, ca tot românul. E listă lungă. Mulți au nevoie de rinichi, de ficat, de inimă. Tu nu înțelegi că din cauza ta a ajuns așa? Nu înțelegi?
A fost un duel cinstit. Îmi pare rău că n-a murit și că încă se chinuie. Succes cu transplantul. Am auzit că e o listă lungă. Tu ești singurul compatibil. Tu. Adică tu ai venit la mine să-mi cer să-i dau o bucată din ficatul meu? Nu vrei să-l dau pe tot? Damian? Daniel, ce se întâmplă aici? De ce trăiește Damian? Răspunde, te-am întrebat ceva, de ce trăiește Damian? Ideea furnizată de doamna Mamiron s-a dovedit a fi cea mai bună soluție pentru Iani. Fiindcă singur acesta nu s-ar fi descurcat, în combinație au fost atrași Radu și Ionuț. Deci asta e strada, da? Așa. Mă rog, vezi că strada vine invers, cum ar fi așa. Păi mă rog, ea vine așa și aici... Și de unde vine taurul? Fă strada! Fă schema! Ce ne arăt? Păi taurul trebuie să vină din partea asta și noi îl așteptăm aici. Nu e bine. Oricum ar fi, mie nu-mi place ideea. Dacă ne prim mascați, ne bagă direct la crimă organizată. Ce mascați? Ce crimă organizată? Când noi trei suntem ceata lui Pițigoi. Da, într-unul tipă trei. Băi, stați puțin că nu e corect. Eu abia am ajuns primar, nu vreau să risc acum să-mi pierd cariera politică cu totul. Adică ce să risci, mă? Tu ține aproape și tragi în gură, hașonez, că nu pierzi nimica. Până la urmă noi pe cine răpim? Nu răpim pe nimeni. Îl prindem, îl pitulăm, îl ținem un pic. Și până mai dăm drumul. Păi și pentru ce îl mai răpim dacă îi dăm drum? Să-mi blestema, doamne. Doamne, să-mi blestema ca să cerem răscumpărare de la familia lui. A, da. A. Dar nu ești tu familia lui? Ba da, eu sunt familia lui. Aha. Îl prindem. Noi cerem răscumpărare de familia Bang, Mande. Eu mă duc frumos, iau banii, ai înțeles? Și pe urmă, după ce am cerut bani de la familia lui care eu iau de la el, îi împărțim și eu cu mii. Adică tot la tine să ajungă bani. Gen, ce vreți să te mint? Uite-i pe căminiști! Piculați-vă! Ce faci, bă, cu aia pe față? N-ai zis să ne luăm ciorap? Ia și tu, am găsit doar dresuri de femeie. Măiculiță! Bagă că vin, bagă că vin! De-atar! Bagă că vin! Mă, bă, bă! Stai că aici sus, de-atar, mă, taxi, taxi, mă! Stai, mă! Șase! Ba! Stai, gap! Căminiștilor! Ce faci, mă, tăi, cu tăla de trebuie? Ajutor! Ajutor! Eu i-am dat-o! Mamă, ce-am dat-o! Stai jos! Stai jos! Treci pe jos! Căminiști! Ia capac! Auzi, păvuzea, nu-mi dai și mie numărul tău de telefon? Siguranță! Locază-l repede! 076! Pleacă, dracu, de aici, de căminiște, că te-au la pic! Căminiște! Aia! Aici, oprește aici, batale! Frână! Pune frână! Haide! Stați așa! Of! Ce v-ați face, frână? Eu dă-o mână, tu dă-o mână, el de picioare! Gata, tăticule, cred că are ceva la ochi! El de picioare! Nu, cred că merge singur! El de picioare! Nu, că merge! Nu merge! Merge! Hai, ridică-te! Hai să mai dau cu spray de-asta! Gata! Sus! Sus! Tage-i gură! Nu fi pe cu boss! Dai pirzele! Dai așa! Dai așa! Dai! Ia! Dai așa! Dai că-i leșina pirzele! Dai! Din căluțul! Hai căluțul! Hai căluțul! Dai jos! Să moară puiul! Moară! Moară puiul! Lăsându-l pe Damian în viață, Daniel s-a făcut vinovat de trădare în ochii Zuleei. Plecați! Mă descurc! E sigură? Da! Zorica Mădălin este pe moarte și are nevoie de transplant de ficat. Daniel este singurul compatibil. Niciodată! Taci! Trădătorule! Tu nu mai ai dreptul să vorbești în fața mea. Trebuie să știi de ce am înșelat moartea lui Daniel? Deci recunoști că ai înșelat? Da, recunosc! Ca să-l fac pe Sorin bărbat și să-l scap de ăsta de aici. Nu te cred. Nu mă crezi. Atunci omoară-mă, nu? Dați-i ficatul meu, Mădăin, și așa vi-o pizza amândoi mai mult pe el. Stați și intră în casă imediat. O să discutăm despre asta. Nu se poate. Nu se poate asta. Ți-ai pierdut fata. Ajută-mă să-mi salvez băiatul în numele iubirii noastre, te rog.
Te rog, ajută-mă, Zorica! Băi, omule, numai mor o să iei o bucată din mine să o dai nenorocitului meu. Ai înțeles? Atunci mor o să-l faci. Ai fi în stare să mă omor pe mine? De ce oare n-am putut să fim și noi o familie unită, așa cum suntem acum? Poate că a fost nevoie de momentul ăsta de cumpănă, ca să putem să o luăm de la cap. Bă! Noi suntem niște racheți și am venit să te furăm! Mă, n-am făcut bine ce-am făcut. Domnule Coman, uitați-vă la ea și spuneți-mi că nu seamănă cu Andrei. Este posibil să semene, numai că în meseria mea faptele contează. Bă, de când te poți tu cu mine? Mă, iar pe ăsta după mine că l-o mor! Bă, 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 ce-ai? Ce-ai? Bă, bă, și ție, nea? Cine? Așteptă! Păpușelule, balefistule, ai crezut că nu te recunosc, mă? Vei fi cea mai fericită fetiță din lume. Da. Îți voi oferi tot ce-ți vei dori. Nu pot. Nu pot să-mi pierd încă un copil. Din episoadele anterioare. Viața fiului meu depinde de un act de milă din partea unui om care vrea să-l omoare. Doar câteva ore, atât mai are de trăit Mădălin dacă nu-i se face transplantul. Dane, are nevoie de transplant de ficat, doar o parte. Să aștepte, tată, ca tot românul. Aflând în ce condiții va supraviețui, tânărul a preferat să dispară. Din fericire, a fost găsit de către Capone și Sorin și reinternat în spital. Tu dacă ai fi în locul meu și știi că viața te depinde de persoana pe care o urăști cel mai mult pe lumea asta, ai fi acceptat? Am luat aerul, am luat aerul, vă rog frumos. Taurul e de nerecunoscut și a schimbat nu numai exteriorul, ci și atitudinea față de ceilalți. Printre altele, a respins cu dispreț generoasa oferta lui Iani de a-i vinde coroana pentru 1 milion de euro. Nu da cu piciorul! Bre, banii ăștia se fac greu! Cum să dau? În viața mea n-am cum să dau 1 milion de euro! Păi mai bine dau 1 milion să fiu președinte! Ajutor! Ajutor! Cu toate astea, nu și-a închipuit că a fi bogat comportă și riscuri. Înainte! Afară, puiule, afară! Așa cum era de așteptat, Daniel a refuzat să-l ajute pe Mădălin să rămână în viață. Niciodată! Taci! Ți-ai pierdut fata! Te rog, ajută-mă, Zorica! Disperat, Damian a recurs la un gest extrem. Ai fi în stare să mă omor după mine? Rămâi alături de noi. În câteva momente, suspansul se deslănțuie într-un nou episod din Iubiri Secrete.